Dacă încerc să dau un pic zoom, nu știu dacă se vede, puteți observa că sunt niște punctulețe negre pe suprafețele acestor stele. Punctulețele alea negre sunt, de fapt, planetele care tranzitează aceste stele. Totodată v-aș invita, dacă sunteți interesați și sunteți pasionați, să încercați să vă jucați cu o inițiativă de citizen science, care se numește Planet Hunters Test, unde puteți ajuta cercetătorii să găsească aceste planete. O să fie, proiectul respectiv este foarte asemănător cu ce facem azi și este o altă sursă unde puteți să vă implicați direct în cercetare. Totodată vă arăt un alt sistem care se numește L98 și 59, unde sunt trei planete de diferite dimensiuni. Iar ce observați aici este cantitatea de lumină pe care fiecare din aceste planete o primește de la steaua respectivă, comparativ cu cantitatea de lumină pe care Pământul o primește. Ok. Totodată, o etapă după detectare este cum caracterizăm aceste exoplanete. Și o etapă importantă este adâncimea atmosferică. Și puteți observa aici că în clipa în care ai o planetă, de cel mai multe ori ai o suprafață de rocă, o suprafață solidă, dar ai și o atmosferă. Iar odată ce știm caracteristicile acestor planete, raza și masa, putem să ne uităm la atmosferă prin diferite lungimi de undă și putem să probăm atmosfera acestor planete. Iar din acea informație putem să deducem ce tipuri de elemente sunt în atmosfera acestei planete. Ce puteți observa aici este tabelul periodic, unde puteți observa liniile spectrale a fiecărui element din tabelul periodic în lumina vizibilă. Ok, și eu o să termin aici cu acest scurt istoric despre exoplanete. Dacă aveți întrebări, da, o să fie greu, dar Ioana? Unmute? Nu vă auzim. Nu se aude, nu vă auzim. Bun. Eu sunt Ioana David, sunt profesoară și în Baia Mare, mă bucur să vă cunosc. Îmi place cum ați început. Copiii mei sunt pasionați de astronomie, așa că am o întrebare. Noi am mai avut întâlniri cu personalități, să zicem așa, anul trecut, în octombrie, l-am invitat pe domnul Cristian Presură și ne-a spus că unele planete sunt doar gazoase și nu au rocă. Dacă este adevărat și dacă acest lucru este valabil și în cazul exoplanetelor. Mulțumesc! Da, sigur. O întrebare foarte, foarte interesantă și foarte bună. Într-adevăr, devine, când vorbim de planete foarte mari, definiția de rocă sau gazoase este un pic mai complicată, din cauza că, inclusiv în cazul lui Jupiter, de exemplu, cum este o planetă foarte, foarte mare și cantitatea, în principiu, Jupiter este formată din gaze. În schimb, odată ce intrăm în atmosferă și începem să intrăm în interiorul unei planete de genul, inclusiv aceste gaze încep să fie în alte stări. Și aici mă refer la faptul că inclusiv apa lichidă, odată ce este sub o presiune destul de mare, de fapt începi să ai alte stări. O să fie ceva de genul gheață. Și aceste lucruri sunt chiar complicate și devine foarte greu să diferențiem între gazoase sau
rocă sau chestii de genul. Din cauza că inclusiv dacă vorbim de gaze, da, într-adevăr, putem vorbi de gaze, dar sunt sub stare lichidă sau chiar o stare solidă, să zicem așa. Deci depinde de temperatură, depinde de presiune, depinde de foarte multe chestii. Mulțumesc. Din ceea ce mi-ai explicat, am înțeles că elementele care compun aceste planete sau exoplanete se găsesc în alte stări de agregare pe care le cunoaștem noi. Exact, dar sunt stări de agregare pe care nu le întâlnim neapărat pe Pământ, din cauza că vorbim de presiuni foarte, foarte mari și atunci lucrurile de elementele cuantice și sunt alte elemente care intră în ecuație. Alte întrebări? Nu? Ok. Cristi, te las pe tine atunci să începi prezentarea cu ceea ce o să facem azi. Bun, super, mersi Norbi. Norbi a trecut foarte bine peste majoritatea sau chiar toate elementele pe care o să le folosim în evenimentul de astăzi. O să vă arăt ecranul meu, să-mi spuneți dacă îl puteți vedea. Îl pot vedea. Bun, ok. Ăsta este site-ul pe care vi l-a trimis Sándor. Și pe acest site vom desfășura cercetarea de astăzi. Această cercetare, această vânătoare de planete, o vom împărți în 5 pași. Prima dată vom analiza acea curbă de lumină pe care Norbi v-a arătat-o. Vom vedea cum, modificând anumiți parametri ai planetei sau ai stelei, se modifică și curba de lumină. După aceea vom continua și analizând datele pe care le avem, vom încerca să găsim dimensiunea planetei, mai apoi perioada orbitală, adică cât durează pentru planetă să se învârtă în jurul stelei odată, să facă o rotație. Deci vom vorbi de perioada orbitală și de distanța la care planeta se află față de stea. În pasul 4 vom vorbi despre zona de habitabilitate, da? Adică zona unde apa poate să existe în stare lichidă, deci noi ca și oamenii am putea în anumite circumstanțe să existăm pe asemenea planete. Și în final vom vorbi despre densitatea și compoziția planetei pe care o analizăm. Evenimentul presupune să analizăm două exoplanete. Este vorba, să vedem, le avem aici, despre KELT 3B și TOI 560C. Pe prima dintre ele, pe KELT, o vom analiza astăzi. Vom lucra împreună ca să descoperim informații despre ea. Și a doua planetă va rămâne cumva temă de casă pentru cei ce doresc să participe la competiția organizată de Agenția Spațială Europeană. Despre asta vă va spune mai multe lucruri Sándor la finalul evenimentului. Bun. Pentru început, ați reușit să accesați site-ul ăsta? Da. Bun. Vom începe prin... apropo, eu am pagina în română. Dacă cumva aveți pagina în engleză, puteți să selectați limba de aici. Nu știu ce se văd așa mici steagurile. Puteți căuta steagul României și să selectați limba română. Pagina o să fie tradusă din engleză, deci unele formulări poate o să fie mai interesante, dar... ideea se înțelege. Bun, o să vă rog pentru început să apăsați butonul ăsta din dreapta
cu descărcați provocări, puteți să descărcați PDF-ul ăsta sau să-l țineți deschis în bară, cum mi-a apărut și mie aici. PDF-ul ăsta conține informații pe care o să le folosim pe parcursul căutării. Vă dă câteva informații de bază. Pe astea le-a acoperit și Norbi. Vă dă un template, da? Un model de completare. Nu găsesc butonul pentru descărcați provocări. Da, Cristi, hai să încercăm să mergem un pic mai încet, din cauza că s-ar putea să se încarce un pic mai greu. Ok, sigur. Deci, dacă toată lumea e pe pagina principală și mă gândesc că toată lumea dorește să fie în limba română, deci să selectăm limba română, și după aceea ar trebui să vă apară ceva de genul, cum apare și la Cristi. Aici, în partea din dreapta. Și în partea dreaptă ar trebui să fie un buton cu descărcați provocări. Și dacă dăm click pe acest buton, se descarcă PDF-ul, unde avem toate informațiile necesare. Și da, apare o curbă de lumină. Cristi, stai un pic mai sus. Apare o curbă de lumină. Nu apare nimic ca la dumneavoastră. Am intrat pe ultimul link. Stați că descărcăm. Cred că era unul dintre primele link-uri. Da, s-ar putea să fie intrat pe Alex Fitter. Okay. Cristi, dacă pui link-ul exact pe care ești acum, sau pe care l-ai avut. Da, apare și PDF. Da. Poți să dai PDF-ul direct. Exact. Acum, dacă poți, dai link-ul ăsta. Să găsim zoom-ul. Găsesc chat-ul. Aici. Deci aici este link-ul. Bun. Și o să trimit și documentul. Poți să trimiți numai link-ul direct spre document. L-am găsit și acum mi-arată. Intrasem pe un link greșit. Ok, bun. Bun. Ok, deci avem PDF-ul. Mm-hmm. Da, și începe cu o poveste despre Cheops, despre ce sunt exoplanetele, iar după aceea avem o curbă de lumină, ceea ce o să analizăm azi și o să folosim programul Alex Fitter, cum am spus și la început. Este un software care o să ne ajute să analizăm datele. Bun, pe lângă asta avem două pagini care conțin rapoarte pe care voi le puteți completa despre fiecare planetă. Dar aici avem câteva informații și voi va trebui să le completați pe restul. Uite, de exemplu, avem aici masa planetei, da, la care ne uităm. Poate este important să menționez că am decis să... Da. Când am prezentat metodele de detectare, am prezentat metoda de tranzit, care ne oferă informație despre perioada de rotație, perioada de rotație a planetei, dar ne dă inclusiv raza planetei. Iar masa planetei este masa planetei vine de la metoda de viteză radială. Iar avem nevoie de ambele metode împreună, ca la final, deși nu o să vorbim despre asta azi, trebuie să avem și raza și masa ca să putem vorbi despre densitate și după aceea despre evoluție și chestii de genul. Bun, da, mulțumesc pentru completare. Deci avem masa, după cum a spus și Norbi, pe care o
putem obține din metoda de viteză radială. Avem temperatura planetei și avem și informații despre steaua pe care planeta o orbitează. Avem masa stelei și raza. Cred că ar fi important aici să menționăm că unitățile de măsură cu care o să lucrăm, când o să vorbim de masă, da, o să comparăm cu Pământul. Da, deci 617, asta înseamnă că planeta este cam de 617 ori mai grea decât Pământul. Avem aici M Earth, masa Pământului. Și da, la fel comparativ, pentru... scuze Cristi, comparativ este un pic mai mare decât Jupiter. Iar ce observați la început, scrie acolo Hot Jupiter, asta înseamnă că este o planetă asemănătoare cu Jupiter, dar este un Jupiter de temperatură mare, ceea ce înseamnă că o să fie foarte aproape de steaua pe care o orbitează. Da, exact. Asta o să vedem din investigația pe care o vom efectua în pașii următori. Bun, și la fel avem informații despre stea care sunt raportate la informații ale Soarelui. Da, vedem că steaua asta este cam de două ori mai grea decât Soarele și raza ei este de 1,7 ori mai mare. Bun, avem același formular pentru cea de-a doua planetă. Avem aici pașii pe care trebuie să-i urmăm, cei pe care vi-am menționat înainte. Informațiile acestea le vom găsi și pe site pe măsură ce înaintăm. Așa, și în final avem o foaie cu constante, da, numere de care avem nevoie, de exemplu, o unitate astronomică, adică distanța de la Soare la Pământ, înseamnă cam 150 de milioane de kilometri. Vedem cât de mare e raza Soarelui, constantă gravitațională și unitățile de măsură pe care le vom folosi în calcule mai departe și așa mai departe. Pe ultima pagină avem o foaie cu alte constante pentru planetele din sistemul solar, ca să putem face comparații pe măsură ce înaintăm cu analiză. Da, și vedeți, aici avem planetele solide și planetele gazoase și informații pentru fiecare: rază, masă, distanță față de soare, perioadă, densitate, temperatură. Bun, pagina asta v-aș recomanda ori să o țineți deschisă într-un tab, ori să o descărcați, dar să o aveți la îndemână pe măsură ce înaintăm în analiză. Bun. Vom începe investigația. Avem pe aceeași pagină de pornire butonul ăsta, începeți investigația. Mai în josul paginii. Și o să ajungem la prima etapă. Cred că de la pagina asta ați primit un link. Și o să încercăm să deschidem programul ăsta, Ales Fitter. Pur și simplu dăm click pe el. Aici ar trebui să dureze un pic. Da, uite că îți dă o eroare. Sunt prea mulți utilizatori. De asta am zis să încercăm să deschidem inclusiv la început. Bun, ok. A ajuns cineva aici, la Ales Fitter? Aici. Dimineața tot așa era încărcată pagina, dar am reușit acum cu dumneavoastră, însă deschiderea acestui software, normal, vom... Cum va fi provocarea după ce dumneavoastră ne învățați pașii?
va trebui într-un anumit timp să ne, într-o anumită perioadă de timp să ne încadrăm, să facem dintr-o singură bucată toți acei 5 pași? Ideea da, este odată că... ce... Spune, Cristi. Pot să continui. Am vrut numai să spun că, da, odată ce reușim să descarcăm... Cristi, poți să... Uite că tu ai un tab deschis. Poți să deschizi GUI-ul. Da, dar stai să arăt unde se poate intra. Continuați, da, ideea, deci, și după intru pe... Deschide ales... există acolo link pentru ales fitter și ales fitter 2. Și stai să arătăm cum arată, sau pot să arăt eu... Dacă dai pe Jupyter Notebook, să vedem cum arată odată ce se deschide. Să încercăm să-l deschidem împreună, Alice Fitter 2. Mm-hmm. Da, dăm click pe al doilea pătrățel. Și aici o să ne ceară un user și o parolă. Da. Userul trebuie să fie user. Și parola o avem aici pe site. Uite, pot pune direct o postez în chat. Inclusiv pe chat. Ai pus-o tu. Bun. Da. Bun. Dăm paste, putem spune remember this password. Și ar trebui să ajungem aici la login. Văd că merge dacă dăm cancel. Ok, connection failed. Scuze-mă, voiam să vă spun o chestie. Mie mi-a arătat că sunt mulți prea mulți user și nu mă las. Da, uite. Dacă primul link nu merge, încet există al doilea link, ales fitter 2. Dacă s-a deschis primul link, e perfect. Dacă nu merge primul link, putem încerca al doilea link. Link. Dar acolo e un ecran de voi care îmi zice prea mulți user. Da, deci poți să închizi primul link și poți să încerci al doilea link. Bun, și ca să răspundem la întrebarea de mai înainte, da, există 5 pași și o să trecem prin ei astăzi, nu ar trebui să nu ne încadrăm în timpul de 2 ore. Și cum vom proceda înainte de fiecare pas? Vom explica despre ce este vorba și cum vrem să facem lucrul ăsta. Și dacă doriți, putem să lăsăm un pic timp în care să încercați să rezolvați sarcina și după aceea vom trece împreună prin soluție. Mm-hmm. Iar deci pentru a doua deodată. Planetă, pentru partea de... Pentru partea de concurs. Dar Paola, care este? Poftim? Adică îmi zice să mă conectez pentru acest site. Da. Și Paola, care este? Userul este user, iar parola este în chat. Dacă te uiți pe chat-ul din Zoom, am postat parola. Am găsit-o. Da, deci azi o să folosim software-ul respectiv pentru a face 5 pași, iar pentru etapa de concurs o să fie aceeași tot. Aceeași metodă. Și cred că Shandor, aceeași metodă, iar deadline-ul, termenul limită, parcă era 14 iunie. Da, deci pentru hackathon, pentru a trimite proiectul, care o să fie un poster, o să vă explic la final. Termenul limită este 14 iunie. Ok. Bun. Hai să vedem încă o dată. Bun, dacă ați ajuns în punctul ăsta, aveți aici sus două săgetuțe și pur și simplu trebuie să apăsați săgetuțele respective. Și după aceea o să vă apară un pătrat roșu, descrie restart and run all code, care pur și simplu o să ruleze instrucțiunile. Cristi, vezi că l-ai deschis de două ori, de aia îți tot dă, mă gândesc. Ok, hai să vedem.
Nu știu. Sau dacă vrei, hai că am eu. Ok, poți da tu share? Dau eu share. Da. Stai numai clipă să încep de la început. Ok, mie îmi dă direct a doua etapă. Dar, cum a zis și Cristi, sus, pe bară, ar trebui să fie două săgetuțe spre dreapta și dacă apăsați pe săgetuțe, apare o fereastră unde dați click pe partea roșie și ar trebui să ruleze. Bun, dacă totuși nu o să reușim să rulăm acum, nu e nicio problemă, pentru că avem rezultatele de la rularea programului și pe pagina pe care suntem și eventual puteți să reveniți pe programul ăsta, nu știu, mâine sau în altă zi și să încercați din nou să vă jucați cu ce vă arată Norbi acum. Ok, deci o să încep analiza. Dacă sunt întrebări, vă rog frumos să ne opriți. O să selectez Kelt 3B și ar trebui să se încarce. Și așa arată. După cum puteți observa, avem curba de lumină cu datele colectate și o să ne jucăm cu parametrii. O să începem cu raza planetei. O să încep să o fac mai mare și după cum observați, cum am crescut raza planetei, adâncimea a devenit mai mare. Observăm că inclusiv dacă trag la maxim, atunci începem să avem ceva asemănător, după care o să trebuiască să ne jucăm cu raza stelar, raza acestei stele. Încercăm să găsim zona ideală. Ok, văd că acum raza planetei e prea mare. Am redus-o încă un pic. Ok, încă un pic prea mare. Ok, pare ok. Iar acum trebuie să modificăm punctul de mijloc a tranzitului. Deci vedem că ce avem noi acum este spre dreapta. Deci o să mergem un pic spre stânga până găsim un punct care e aproximativ. Și odată ce avem un punct care e destul de aproape, tot ce trebuie să facem este să apăsăm pe butonul de investigare și software-ul începe analiza în background. Cristi, dorești să preiei controlul? Da, și între timp, până rulează analiza de la Norbi, o să dau eu share screen. Da, sunt întrebări până acum? Sau toată lumea a reușit să cât de cât să deschidem Ales Fitter și să rulăm Ales Fitter? S-a deschis, dacă îmi dați voie, eu am reușit, dar da? Nu înțeleg unde e butonul acela de rulare. N-am mai găsit ca să-i dau da, să fac da, analiză. Sigur. Deci, vă arătăm încă o dată. Okay. Încerc să deschid Ales Fitter-ul, nu? Se deschide și cel primul. Da, văd că acum se deschide, numai durează un pic. Doar să dai și share la screen. Stai să văd să mi se deschidă. Ok, mi s-a deschis. Perfect.
Bun, dau share încă o dată. Deci, dacă se deschide, arată așa, da? Și aici sus, în bară, există un buton cu două săgetuțe spre dreapta. Da? Și dacă dăm click pe acest buton, ne apare o avertizare că dorim să rerulăm software-ul respectiv și dăm pe restart. Pe butonul roșu. Și când dăm pe butonul roșu, se încarcă software-ul și apare interfața pe care o folosim. Iar în interfață, selectăm Kelt 3B. Și odată ce am selectat, se încarcă datele. Nu vă auzim. Am ajuns până acolo, avem și curba și... Da. Și pur și simplu ne jucăm cu aceste trei butoane. Ne-am jucat, butoane. Da, avem o curbă și da. Noi mai mare, e mult mai mare a noastră, e mai largă așa. Da, deci încercăm să ne jucăm... Ne-am pus poate cam la mijloc, așa, aproximativ da. La mijloc sau 60% din ce e acolo. Exact. Și acum observăm că... Curba pe care încercăm să o punem deasupra datelor este încă mult prea mică, deci o să mergem înapoi și o să mărim raza planetei până avem ceva asemănător. Și odată ce am ajuns, vă arăt, aici în dreapta, lângă butoane, dacă ceea ce încercăm să punem deasupra nu e aproape, atunci nu apare nimic, dar odată ce ajungem cu parametrii aproape de răspunsul final, apare butonul acela dreapta, ca și o confirmare apare. Că am făcut corect, nu? Exact. Și dăm click pe investigează. Exact. Da. Aceste puncte albastre, îmi cer scuze, necunoscător, sunt, să zic, nu pot să zic maxime de lumină. Sunt cantitatea de lumină detectată așa. De telescop. Deci fiecare da. Punct albastru este în alte unități, dar ideea în general este o cantitate de lumină detectat de telescopul Keops. Și este totul normalizat, însemnând că aici avem 100%. Deci asta e linia de bază. De pornire, să zic, la pornire, orice curbă. Exact, da. Exact. Că am văzut la un moment dat că mi spune să dau procentul de adâncime. Așa. Exact. Și atunci iau adâncimea cel 99 și îl împart întotdeauna la 100. Da, deci luăm diferența. Ok, da. Am încercat să urmăm pași. Da, uh-huh. Exact. Mulțumim în frumos. Exercițiul respectiv, adâncimea ar trebui să fie 100%, și minus 99.1, să zicem. Deci adâncimea acestui tranzit este 0,9%. Mulțumesc frumos. Începe să se mai clarifice câte ceva. Dacă aș putea să interesant. Să dau și eu la ce a spus Norbert, faptul că sunt multe punctulețe și nu este un caz perfect, cum l-a descris mai înainte, cel teoretic, adică de ce nu sunt punctele în continuare a celelalte, este faptul că sunt erori de măsurare. Observăm niște stele care sunt foarte îndepărtate, foarte puțin strălucitoare și e greu să măsori foarte precis de două ori același lucru, unul la mână, altul la mână și stelele se mai schimbă în timp. Sunt pete solare, sunt alte lucruri pe suprafața stelelor care le schimbă luminozitatea, strălucirea. De asta, chiar dacă încercăm cât mai mult să minimizăm erorile de măsurare, avem acele puncte care nu sunt una în continuare a celelalte, ci sunt, există o mică eroare. Da. Iar puteți observa că sunt anumite zone unde nu avem punctulețe albastre. Asta e datorită faptului că inclusiv telescopul respectiv este în orbită în jurul Pământului, iar la o anumită durată de timp o să avem alte obiecte care sunt între telescop
și steaua respectivă. S-ar putea să fie Pământul, s-ar putea să fie Soarele, s-ar putea să fie Luna, depinde. Și atunci acele sunt momente unde nu putem măsura cantitatea de lumină. Bun. Norbi, ne poți arăta și rezultatele de la rularea programului? Da. Da. Deci ideea este că după ce am aliniat cât mai bine curba de lumină, da, linia respectivă cu punctele, cu datele pe care le avem, rulăm. Da, și rulăm programul respectiv. După aceea, programul respectiv ne arată modelul construit. Deci, ce puteți observa aici, în roșu, este modelul final, care este modelul cu cel mai bun parametri. Modelul final. Iar în... nu știu ce culoare e. În gri avem modelul inițial de unde am început. Și după aceea o să avem trei ferestre, curba de lumină și avem histograme care ne arată raza planetei. Este o distribuție pe care o primim. Asta și observăm că... scuze că te întrerup. Asta înseamnă că cu cât este mai centrat și mai înaltă acea bară, cu atât e mai probabil ca soluția corectă să fie aceea. De exemplu, exact. Deci aici puteți observa linia roșie, care este la 16.83. Deci soluția finală, parametrii respectivi pentru raza planetei, cel mai probabil este 16.83 ori raza Pământului. Deci este o planetă foarte mare comparativ cu Pământul. Avem și raza stelei respective, care, cum am presupus la început, este în jur de 1.7. Unitățile sunt raza Soarelui, iar avem inclusiv punctul de mijloc de tranzit, care în unitățile respective, dacă mă duc aici înapoi, observați că pe această axă am avut timp în zile și punctul de mijloc, dacă aici ai 0, punctul de mijloc a tranzitului este la 0,27. Da? Și după aceea avem și un tabel cu aceleași informații. Avem raza planetei, raza de la stea, punctul de mijloc de la tranzit, avem perioada de rotație, care este 2,7 zile. Da. Și avem distanța între planetă și stea, care este în unități astronomice. Bun, mersi, Norbi. Deci, toate datele astea, dacă ați ajuns în punctul ăsta, vedeți că există acolo un text cu albastru sub fiecare tabel sau imagine. Era un rând scris în albastru și le puteți descărca informațiile astea de acolo ca să le folosiți mai târziu în analiză. Dacă nu ați reușit să intrați pe Ales Fitter, doriți să încercați mai încolo, puteți pentru moment pe aceeași pagină, pasul 1, hai că... O trimit link-ul în... Cristi, hai să încercăm să facem un sondaj. Au reușit oamenii în general să ajungă la Ales Fitter și să facă analiza?
Da? Da, okay. Da, la mine nu prea s-a mai înțeles, adică ce făceam eu una, alta, alta, apoi mi-a dat blue screen, adică nu mai prea s-a nimic. Ok, nu e nicio problemă. Văd că unii au reușit, alții au probleme. Dacă s-a rulat și s-a rulat cu succes, atunci putem folosi, puteți folosi datele obținute de acolo. Dacă nu, pe pagina de la început, cum arată acum Cristi, se poate descărca o variantă de rulare care a fost rulat din timp. Dar și putem lua datele de acolo. Informații. Da, rezultatele ar trebui să fie aproape identice. Da, avem aceleași lucruri pe care vi le-a prezentat și Norbi. Da. Bun. Bun. Ăsta a fost primul pas din analiză. Deci am găsit, vedem aici. Da, am găsit informații despre planetă, am găsit raza planetei, raza stelei, timpul de tranzit, da, și informații utile pe care le vom folosi mai încolo. Trecem la pasul următor. Bun. În care vom analiza dimensiunea exoplanetei. Cristi, stai că poate mergem un pic prea repede. Deci dacă avem rezultatele, pe pagina de la început există un buton pentru pasul 2. Înapoi, chiar în josul paginii. Aici avem o bară de progres. Și sub bara de progres avem continuarea anchetei. Bun, să ne spuneți dacă ați localizat butonul și dacă reușiți să ajungeți pe pagina a doua. Da, am reușit. Bun. Mai departe, folosindu-ne... Nu am reușit să ajung, deoarece nu știu ce mi-a arătat așa de parcă. Ar fi doar o pagină, cum este și în Word, dar atât, nu pot să schimb ceva. Uite că trimit acum link-ul de la a doua pagină în chat. Și puteți accesați direct de acolo. Bun. În pasul al doilea ne vom lega de adâncimea tranzitului, da? E chiar legat de întrebarea pe care am avut-o înainte. Și vom calcula și de aici dimensiunea exoplanetei. Da, vedem aici formula și practic formula ne spune că cu cât este mai mare planeta, cu atât acoperă mai mult din stea, deci și lumina va scădea mai mult. Cu atât acoperă mai mult din lumină. Și avem aici pi r pătrat pentru fiecare corp, adică area planetei și area stelei. Da, aici da, area unui cerc. Pic de zoom. Avem rp de la raza planetei și rs de la raza stelei. Bun. Și aici e fix ce arătase și Norbi în videourile de la început. Haideți să vedem, să dăm skip direct la părțile care ne interesează. Da, pentru context, ce facem acum, o să facem analiza manual a ceea ce programul face, de fapt, în background. Deci o să facem manual exact ce programul respectiv pe care l-am rulat face de la sine.
Bun. Da, și aici avem un tranzit simplu, cum v-a arătat și Norbi înainte. Da, planeta trece prin fața stelei și lumina scade. Și aici avem un exemplu de ce se întâmplă atunci când o planetă mai mare trece prin fața unei stele, cum este cea din stânga, și ce se întâmplă când o planetă mai mică trece prin fața unei stele. Da, vedem că asta este linia de bază, cum am numit înainte, aici procentul este 100%. Da? Și atunci când corpurile trec prin fața... Prin fața stelei, lumina scade. Bun, și observăm că dacă planeta este mai mare, acoperă mai mult din suprafața stelei, deci și adâncimea curbei o să fie mai mare. În cazul contrar, în care planeta e mai mică, adâncimea va fi mai mică. Să vedem. Da, exact. Bun, și aici avem din nou formula. Formula respectivă. Bun, eventual, dacă doriți să vă notați formula sau să începeți direct să lucrați cu ea, pe noi ne interesează să scoatem din formula asta raza planetei. Deci parametrul ăsta de aici, da. de sus. Da, cred că... Da, asta e. Și eventual un pic mai încolo, în video, Cristi, să arătăm cum calculăm adâncimea. Deci, cum am zis și la început, luăm linia de bază, care e 100%, și ne uităm la cel mai adânc punct, care e aproximativ la 99.1, și facem diferența. 100% minus 99.1 înseamnă 0,9%. Și acum o să încercăm să folosim ecuația pe care ați văzut-o, să încercăm să calculăm raza planetei. Din cauza că știm adâncimea este 0,9% și știm raza stelei. Și atunci vă putem lăsa să încercați sau, în interesul timpului, Cristi, hai să arătăm soluțiile. Deci dacă dai un pic în jos. Bun, aici e important de menționat. Faceți click pentru a dezvălui soluția. Bun, ne uităm la soluție. Da, cum am zis, adâncimea 0,9%. Da. La ce trebuie să fiți atenți când faceți calcule? Tot timpul sunt unitățile de măsură. Cu siguranță, domnii profesori din meeting știu foarte bine lucrurile astea și cred că le repete de multe ori. Da. Bun. Avem raza stelei, care este 1,7 raze solare, pe care o putem obține din foaia asta cu resurse. Da, avem Cristi, aici dacă jos. Te duci înapoi, e un pic mai ușor să trecem prin calcul și explicăm după aceea cum transformăm unitățile. Ok. Deci începem cu 1,7, adâncimea e 0,9 și dacă rearanjăm ecuația, atunci avem ecuația raza planetei egal cu radical din raza stelei la pătrat, înmulțit cu adâncimea tranzitului împărțit cu 100, ceea ce înseamnă radical din 1,7 la pătrat, da, ori 0,9 care era adâncimea împărțit cu 100, și dacă punem aceste numere în calculator, găsim că raza planetei este 0,161 raze solare. Și după cum zicea și Cristi, putem face transformarea după aceea din tabel. Deci, Cristi, poate vrei să arăți acum aici tabelul. Să vedem, deci avem
Ups, am trecut. 1,7, no. Da, raza stelei. Dacă ne uităm în tabel, da, deci o secundă. Da, nu, e ok. Nu arată direct, dar avem ambele, avem raza solară și avem raza Pământului. Deci putem să facem împărțirea. O rază solară egal cu 695.700 de kilometri, iar raza Pământului este 6.378. Deci putem să facem, să împărțim raza solară în pe raza Pământului și ar trebui să primim un număr, da, care aici. E 110 aproximativ. Da. Aproximativ 110. Și acum dacă mergem înapoi la ecuație, observăm că înmulțim 0,161, care erau raze solare, cu 109 sau 110, care e transformarea de la rază solară la raza Pământului, și obținem, dacă înmulțim cele două numere, obținem 17,5 razele Mântești. Pământului. Raza Pământului, da. Bun, și dacă mergem înapoi să comparăm aici cu valoarea pe care am primit-o, vedem că este similară. Aici am, programul ne-a dat 16,82, n-am găsit 17,5. Da, din nou, cum au spus și Sandor și Norbi, există erori de calculare, de asemenea nu am lucrat chiar exact cu numerele exacte, da, de aia există mici diferențe. Exact, și putem observa că programul respectiv modifică inclusiv un pic raza stelei, din cauza că în program răspunsul final pentru raza stelei nu este 1,70, este 1,737. Deci programul de fapt încearcă să modifice fiecare parametru în parte pentru a găsi răspunsul ideal. Bun, să ne spuneți dacă ați ajuns până aici. Sau dacă rezolvarea are sens, dacă ce am făcut până acum are sens. Bun, dacă nu sunt întrebări, putem să trecem la pasul al treilea. Să trimit și linkul. Bun, și în pasul al treilea vorbim despre perioada orbitală și distanța planetei față de steaua pe care o orbitează. Bun. Da. Și o să încercăm să calculăm distanța pe baza perioadei orbitale pe care am primit-o de la software, de la program. Da. Dacă revenim aici, vedem perioada orbitală pe care am primit-o este de 2,7 zile. Bun, și cum putem să aflăm distanța? Cred că asta se face în clasa a noua, la orele de fizică, la capitolul de astronomie. Avem legea a treia a lui Kepler. Și ce ne spune legea a treia a lui Kepler, într-un mod simplificat, este că există o relație între perioada
de rotație, perioada orbitală și distanța la care orbitează o planetă. Da, tot ce avem aici în cazul de față sunt constante, avem 4 pi, constanta gravitațională și masa stelei. Deci ne rămâne doar perioada care depinde de distanță. Cum perioada o știm, putem să aflăm distanța dacă rearanjăm ecuația. Haideți să vedem. Avem și aici soluție. Constanta gravitațională o găsiți aici. Da, aici din nou trebuie să avem grijă la unitățile de măsură. Da, o să trebuiască să lucrăm, dacă lucrăm cu acest G, o să trebuiască să lucrăm cu metri, kilograme și secunde. Da. Iar masa stelei o putem lua de aici. Da, 1,96 mase solare. Bun, ce spuneți, să trecem direct, să mergem peste rezolvare sau așteptăm câteva minute? Eu aș zice să facem rezolvarea împreună, pentru că sistemul KELT-3B, cazul de KELT-3B, este sistemul unde învățăm să facem aceste lucruri, după care doritorii care participă la concurs o să facă aceleași etape acasă pentru competiție. Bun, sună bine. Deci să vedem soluția. Da, ce am spus și înainte, avem constanta gravitațională, avem masa stelei care este cunoscută, o avem pe fișă. Cum spuneam, trebuie să lucrăm cu kilograme, da? De aceea convertim masa stelei înmulțind 1,96 cu câte kilograme are Soarele, adică 2 ori, aproximativ 2 ori 10 la 30 kilograme, ca să ajungem la masa stelei în kilograme. La fel, trebuie să convertim perioada de rotație din zile în secunde. Și exact asta se întâmplă aici. Mulțim cu 24 de ore, câte sunt într-o zi, 60 de minute, câte sunt într-o oră, și 60 de secunde, câte sunt într-un minut. Ajungem la perioadă în secunde. Bun, și după ce avem toate informațiile, ne ducem la formula rescrisă și o să avem radical de ordinul 3 din constantele astea și din perioadă la puterea a doua. Și aici avem calculul, ajungem la 7 miliarde de metri. Numărul ăsta nu pare să fie foarte reprezentativ dacă îl gândim în metri, de aceea îl transformă în unități astronomice, adică în parte la 150 ori 10 la a 9, dacă bine calculez. Și ajungem la numărul ăsta de 0,048 unități astronomice. Întrebări până acum? Doar o constatare, dacă se poate, pare foarte aproape de stea. Da, iar într-adevăr. Masa e de vreo 18 ori decât masa Pământului, cu un corp masiv, și mă gândesc cum stă pe orbită. Da, e o întrebare foarte bună. Deci, după cum am zis și la început,
Planeta respectivă este foarte, foarte mare. Este aproximativ de două ori, parcă, sau de câteva ori masa lui Jupiter, da. Și este extrem de aproape. Și de aceea planetele respective se numesc Hot Jupiters. Deci planeta respectivă, la început, zicea Cristi, are o temperatură de echilibriu de 1500 de grade Celsius. Deci planeta respectivă e foarte, foarte... are o temperatură foarte mare. Legat de stabilitatea de orbită, e ok. E ok. Suntem extrem de aproape și există alte interacțiuni care au loc. Putem vorbi despre ce se întâmplă, de fapt, cu perioada de rotație a acestei planete, nu perioada de orbită, dar perioada de rotație care, de fapt, se sincronizează cu perioada de rotație a stelei și chestii genul. Dar, în general, este un sistem stabil. Dar, de fapt, dacă avem o planetă așa de mare, așa de aproape de stea, acest lucru are consecințe pentru existența altor planete în sistem, din cauza că avem o planetă foarte, foarte mare, care e foarte aproape de stea, și atunci dacă avem obiecte sau planete mai mici, care sunt mai departe, interacțiunea gravitațională este foarte complicată. Și da, o să fie interesant. Da, inclusiv viteza. Viteza acestei planete în jurul stelei este foarte mare. Normal. Bun, da, și chiar se poate modifica, putem vorbi și despre faptul că dacă ai o planetă atât de mare și care e compusă mare parte din gaze, forțele de atracție pe care le simte de la stea sunt extrem de puternice și în cazuri de genul ăsta, planetele pot să nu mai fie perfect sferice sau nu o să avem planete perfect sferice, o să avem planete un pic elongate, un pic turtite. Exact. Bun, exact. Întrebarea asta urma să o pun. Să vă întreb ce părere aveți despre distanța la care orbitează planeta de stea. Aici avem chiar o comparație. Avem planeta noastră, Kelt, avem Mercur, Pământ și Neptun. Da, Pământul la o unitate astronomică, pentru că definim unitatea astronomică în funcție de distanța Pământ-Soare. Mercur la 0,4, da, și Kelt la 0,048. Deci este de mai bine de 20 de ori mai aproape de steaua ei decât este Soarele față de Pământ. Bun. Și remarca asta e foarte bună și o să vedem în pașii următori ce implicări are informația asta. Bun. Dacă mai aveți alte întrebări până aici? Dacă nu, o să trecem la temperatură și habitabilitate. Bun, tot așa, la finalul paginii avem butonul. Trecem la pasul următor. Bun, o să trimit și linkul ăsta. Bun, temperatură și habitabilitate. Cum ați văzut și pe figurile pe care le-a arătat Norbi la început, există anumite zone în jurul unei stele unde poate exista apă lichidă. Da? Te duci prea aproape, normal că devine prea cald, te duci prea departe, se întâmplă fix opusul.
Zona de habitabilitate, zonă locuibilă, este tradus aici. Aici pasul ăsta e mai mult un exercițiu de gândire. Da? Practic, ne gândim dacă ar putea să existe viață pe planeta respectivă. Cred că era aici o imagine pe undeva. Să vedem. Norbi, dacă mai ai ceva de adăugat despre asta. Nu, cam asta e ideea. Încercăm să stabilim dacă planeta respectivă, KELD-3b, este habitabilă sau nu. Și după cum am observat, din cauza că e atât de aproape de o stea care e foarte, foarte mare, temperatura de suprafață o să fie foarte mare și, de fapt, totul o să fie lichid. Suprafața acestei planete, deși în principiu este compusă din gaze, inclusiv dacă am avea metale, aceste metale ar fi într-o stare lichidă, din cauza că totul e topit. Totul e topit. Avem, sau hai să vedem dacă nu era aici. Ba da, avem aici o imagine. Pe axa asta verticală avem temperatura și pe axa orizontală avem distanță în unități astronomice față de stea. Da, aici avem o reprezentare a planetelor din sistemul solar. Vedem că Pământul se află în zona verde, între 0 și 100 de grade. Vedem dacă o pot face mai mare. Prea mare. Ok. Și cum vă spunea și Norbi, la temperaturile astea vedem aici că fierul se topește la peste 1500 de grade și la peste 300 de grade plumbul se topește. Da? Bun. Ce mai putem să menționăm? Și scrie și aici, este faptul că fiind atât de aproape de stea, planeta o să fie supusă unui nivel mult mai mare de radiații. Și informații suplimentare legate de aminoacizi, da? Datorită temperaturii mari. Aminoacizii nu pot să creeze legăturile necesare și astfel nu putem avea elementele care formează viață. Da. Și atunci se pune întrebarea, credeți că exoplaneta respectivă este în zona locuibilă sau nu? Și răspunsul destul de clar, sper, este că în acest caz nu este. Bun. Să vedem, poate o să avem mai mult noroc cu cealaltă planetă. Dacă sunteți curioși, puteți să faceți analiza și să descoperiți, o să analizați dacă ar fi posibilă viață pe cealaltă exoplanetă. Bun, dacă mai aveți alte întrebări? Dacă nu, o să trecem la ultimul pas, în care vom analiza densitatea și compoziția planetei. Trimitem și linkul ăsta. Bun. Ok.
formula pentru densitate este simplă. Da, se învață la fizică, densitate, masă, supravolum. Și calculăm volumul planetei ca fiind 4 pi r la 3 asupra 3. Da, aici aproximăm că planeta este o sferă perfectă. De cele mai multe ori, aproximația asta este o aproximație bună. Deci nu avem de ce să ne facem griji. Calculăm densitatea pur și simplu, înlocuim V cu 4 pi r la 3 asupra 3 și putem obține densitatea. Legat de compoziție, să vedem, parcă aveam niște informații și aici. Este chiar ce v-a spus Norbi la început. Noi ne putem uita la planetă și putem folosi spectroscopie, da? Analizăm lumina care vine de la stea și trece prin atmosfera planetei. Și analizând spectroscopic liniile pe care le primim, putem să ne dăm seama cam ce elemente există în atmosfera planetei. Câteodată, în anumite cazuri excepționale, ne putem da seama chiar de mai multe elemente. De exemplu, putem să ne dăm seama dacă în atmosferă există nori sau nu. Bun, și soluția asta este destul de simplă. Aici avem câteva ilustrații. Bună seara, mă scuzați, am și o întrebare, dacă se da, poate. Sigur. Cum ne putem da seama prin, nu știu, datele care vin de la analiza spectroscopică, dacă planetele sunt telurice sau gazoase? De lucrul ăsta ne putem da seama mai ușor dacă ne uităm la densitate. Haideți să vedem. Să mergem cu analiza mai departe. Uitați, trecem rapid peste formule. Da, convertim din nou în unități de măsură standard, în grame și centimetri, și obținem pentru planeta noastră o densitate de 0,63 de grame pe centimetru cub. Bun. Ca să avem un context mai bun legat de ce ne spune valoarea asta, putem să mergem în tabelul nostru. Să vedem unde aveam tabelul cu planete, aici. Da, și să ne uităm pe coloana de densități. Dacă ne uităm la planetele solide, da, stâncoase, ne uităm la ce densități avem, o să observăm că avem densități mult mai mari. Da, ne-am așteptat la asta. Rocile au densități mai mari decât gazele, da? Deci vedem că de cum trecem la planetele gazoase și densitățile scad considerabil, da? Vedem că avem densități cam de 3-4 ori mai mici decât la planetele solide. Da? Avem aici 0,69 la Saturn, nimic care să treacă de 1,7, de 2, da? Pe când la planetele solide încep densitățile cam de la 4 în sus. Deci densitatea poate să fie un bun indicator. Da? Dacă ne uităm la densitatea planetei noastre, vedem că este 0,63. Dacă ne uităm în tabel cam pe unde am pun eu, ca pe unde s-ar clasa,
Vedem dacă are o densitate similară cu cea a lui Saturn. Da. Deci este foarte probabil ca planeta noastră să fie o planetă gazoasă și nu solidă. Mulțumesc! Cu drag! Dacă mai sunt și alte întrebări legate de asta? Bun. Aici avem ilustrații ale planetelor din sistemul solar sus și ale exoplanetelor jos. Și cred că ceea ce vrea să fie reprezentat aici este că putem avea multe tipuri de planete gazoase. Da? Există o varietate mare de exoplanete. Dar legat și de întrebarea precedentă, care se referea la distanța față de stea, în general, pe măsură ce planetele îmbătrânesc, se apropie din ce în ce mai mult de stelele pe care le orbitează. Cele mai multe cazuri. De aceea există foarte multe astfel de planete, Jupiter fierbinți, da? Hot Jupiters, planete mari, da? Similare cu Jupiter sau chiar mai mari în dimensiune, care orbitează extrem de aproape de stelele pe care le orbitează. Bun. Ok, misiune îndeplinită, 100%. Am terminat analiza, avem toate numerele necesare și toate informațiile necesare ca să completăm raportul legat de planeta Kelt 3b. Să-mi spuneți eventual dacă mai aveți întrebări. Bun, dacă nu, o să las pe Sandor să vă spună mai multe despre concurs și cum puteți să participați la concurs și despre premii. Mulțumesc frumos, Cristi, că ai intrat prin... ai descris această activitate. Ceea ce... În continuare o să vă spun despre aspectul ăsta mai de competiție hackathonului. Avem o altă planetă, o a doua planetă, TOY-560C, una mai misterioasă decât Kelt 3b pe care am parcurs-o. Ideea este că această planetă și exacte pașii pe care i-am urmărit acum pentru planeta Kelt 3b vor face parte din hackathon și din competiția aceasta pentru elevi. Ce vor trebui ei să facă este să urmeze exact pașii pe care i-am urmat pentru această planetă, deci această analiză, cei 5 pași, pentru a afla, pornind de la curba de lumină, să aflăm dimensiunea, temperatura, masa planetei, densitatea și compoziția. Acestea sunt informațiile pe care vrem să le aflăm, urmărind exact pașii pe care i-am văzut mai înainte. Și o să dau un share screen la ecranul meu cu ce trebuie făcut. Practic, eu vom intra din nou pe AlesFitter. Link-ul care funcționează, am văzut că este cel cu AlesFitter 2, iar în loc de Kelt 3b, o să ne uităm la planeta TOY-560C. O să vedem că curba de lumină este puțin mai complicată, este mai... Andor, scuze că te întrerup, vedem ecranul cu zoom-ul, nu cu planeta. Îmi cer scuze atunci, stai că o să dau... încerc din nou. Bun.
Acum trebuie să funcționeze. Acum? Da, da. Funcționează. Bun. Deci aici, în loc să selectăm CAL3B, o să selectăm TOI 560C. După cum vedem, curba de lumină este puțin mai, are mai mult zgomot. Asta deja e o indicație că steaua la care ne uităm e mai puțin strălucitoare și probabil și planeta este mai iese diferită față de CAL3B după dimensiunea tranzitului. La fel, vom urmări aceeași pași de fitare a acestei curbe pentru a afla mai întâi rezultatul pe care rulează acest program în spate. Este un program de optimizare, practic pornești de la niște parametri și după aceea ajungi la parametrii finali. Iar după aceea, elevii vor trebui să parcurgă pașii pe care i-am parcurs înainte, să măsoare adâncimea tranzitului și de acolo să deducă informațiile necesare pentru a determina raza planetei, compoziția, densitatea, la fel ca și pentru cealaltă planetă și după aceea să compare rezultatele cu cele obținute prin ALES FITER. Deci să urmeze pașii făcuți pentru partea manuală, iar mai apoi să o compare cu rezultatele obținute aici. Ce vor trebui ei apoi să facă este să adune toate aceste informații într-un raport, final, sub forma unui poster. Deci ce ne așteptăm ca elevii să producă, individual sau în echipe, este un poster și aici avem, de exemplu, un exemplu de poster. Să conțină, de exemplu, un scurt abstract, ca și cum ai scrie o lucrare științifică, adică care e țelul proiectului, ce încerci să faci și care este rezultatul tău. Graficele prin care explici care au fost pașii prin care ai urmat pentru a ajunge la rezultate, precum și rezultatele finale, aici cele 5 rezultate, iar la final vor fi concluziile despre această planetă sau interpretarea rezultatului. Ei bine, tot acest poster în format PDF va trebui să ne-l trimită prin acest Google Form până pe data de 14 iunie. Scrie aici care sunt cerințele, abstract, o scurtă descriere, 250 de cuvinte, analiză și rezultate, aici e la liber, concluzie, iarăși graficele sunt importante, cum e, contează conținutul științific, cât și aspectul posterului. Deci contează și partea artistică, să spun așa, cum este organizat acest poster pentru a câștiga acest hackathon. Iar primii, nu știm exact câți, că n-am primit informațiile, vor participa la acest webinar cu Didier Queloz pe 17 iulie 2023. Deci va avea șansa să discute cu el și să afle mai multe de la un laureat al primului Nobel. Dacă aveți întrebări? Am eu una. Sigur. În ce format se poate face acest poster? Sau în ce aplicație? Sigur. Stați un pic să mă închis ferestrele și nu vă mai văd. Practic nu există o cerință ca el să fie, posterul să fie făcut într-o aplicație sau alta. Important, de exemplu, puteți folosi PowerPoint, Microsoft PowerPoint pentru a face un poster, Microsoft Word, poate un pic mai complicat în Word pentru a face designul în poster. Important este să fie făcut pe calculator, să fie lizibil. Ideal, dacă se poate, în engleză ar fi și mai bine, pentru că noi îl trimitem mai departe către ESA și iar acolo nu sunt experți în limba română și atunci ce vor face e dacă e în limba română sau vor traduce automat cu Google Translate informațiile și atunci poate se mai pierde din context. Deci dacă pot elevii în limba engleză, e mai bine. Dacă e posibil doar în română, e, și așa este în regulă.
Da, ca să vă spun la întrebare, cred că Microsoft PowerPoint dă cele mai multe rezultate, cele mai bune rezultate în a face un poster și poți să-l salvezi ca PDF. Mulțumesc! Toate aceste informații împreună cu înregistrarea webinarului o să vi-l trimitem prin e-mail. Deci o să trimitem pașii mâine exact care sunt cerințele și cum se poate trimite. Deci, o întrebare. Dacă se poate trimite un alt format, de exemplu LaTeX. Desigur, deci nu există vreo cerință precisă cu ce format. Dacă cunoașteți LaTeX, este grozav. Și acolo se poate salva. Important este să fie sub 50 de megabytes și să fie sub formă de PDF. Deci asta e important. Formatul final al posterului. Și există niște limite de cuvinte acolo ca să nu depășim, să nu fie prea multe cuvinte. Deci să vă gândiți și la aspectul ăsta al atât partea științifică, adică analiza rezultatelor, cum ai ajuns la rezultate, care sunt rezultatele, cât și partea estetică de prezentare sunt importante. Sunt și alte întrebări? Echipa de proiect, mă gândesc că ar trebui să fie din copiii care au participat la acest webinar sau, nu? Care s-au înscris? Nu. Nu neapărat. Pot să nu. Fie și din afară. Pentru că ce ați făcut dumneavoastră acum cu noi e ceva extraordinar. Deci să am doi copii, dintre care unul deja s-a îndrăgostit de tot ce înseamnă astronomie și trebuie să țină legătura cu băimărenii. Mulțumim tare mult! E foarte frumos ce faceți. Mulțumim frumos! Ne bucurăm mult și da, să știți că proiectul nu este deschis doar celor care s-au înscris, este deschis tuturor. Noi ce am vrut prin acest hackathon... Deci poate fi lansată provocarea claselor și să vedem care îmbrățișează ideea. Mulțumim frumos! Exact. Deci noi am vrut doar să explicăm care sunt pașii, care sunt cerințele, despre ce este vorba, care este partea științifică din spate, iar mai apoi lansăm cumva acest eveniment către profesori, către dumneavoastră, să-l duceți mai departe către elevi, ei să participe. Bănesc că ei și eu o să aibă întrebări la care le puteți răspunde după această întâlnire. De asemenea, ei pot participa, precum am spus, individual sau în echipe. Nu există o limită de număr de elevi în echipe. Există informații aici în acest secundă. Aici pe avem platformă, informații. Văd că ne duce către un link unde ar trebui să ne facem un cont, da? E-mail, parola, să ne facem un cont. Își vor încărca ei sau vom încărca noi acele postere? Ideal ar fi să ne trimiteți nouă, în primul rând, și noi îl trimitem mai departe. Și este... să fie în colaborare cu profesorul de engleză, am înțeles. Verificat de profesorul de engleză, că ei singur și îl traduc. Da. Probabil cel mai bine așa ar fi. Deci, cel mai bine ar fi să fie în limba engleză, pentru că, da, altfel, e mai mult efort, să spun așa, pentru cei care îl evaluează și e mai complicat puțin cu limba, dar dacă nu se poate altfel, este în regulă și în română. Deci noi am tradus cumva acel fișier, pentru că acolo nu își pot face elevii cont pe platforma ESA. Nu poți să-și faci cont dacă nu ai 18 ani, ci trebuie să fie o instituție. Era. Și da. din acest motiv am făcut noi acest Google Form, ca după ce primim toate astea, toate proiectele, noi o să le trimitem mai departe. Practic este exact aceeași informație care există și acolo, nume, prenume, numele echipei, numărul elevilor din echipă, vârstă, instituție, localitate, un loc unde se urce acest poster. Sunt și de asemenea două URL-uri dacă sunt elevi mai creativi care
nu știu, doresc să-și facă un site sau știu eu, să distribuie acest poster undeva, să-l pună pe internet. Există aici un URL pentru acest lucru. Dacă cineva dorește să facă un video despre munca lui și să explice cum a făcut, există de asemenea un spațiu pentru acest YouTube link, care sunt opționale. Deci, cam acestea sunt întrebările. Pe cum am spus, o să trimit toate aceste informații prin e-mail la toți cei care s-au înscris împreună cu înregistrarea webinarului mâine. Iar dacă sunt orice întrebări, chiar vă rog să ne scrieți. Ne puteți scrie pe romanianscienceofestival@gmail.com, de unde ați primit link-ul. De asemenea, dacă aveți întrebări specifice pentru Cristi și Norbi, întrebări tehnice despre exoplanete, noi le vom forwarda aceste întrebări și apoi ei vă vor răspunde. La Timișoara, acum în 20, veți avea oare 20, bine știu, nu? 25-27. 25-26, așa mai. Din Timișoara. Veți avea din nou, ca și în Baia Mare, secțiunea, să zic, de astronomie, nu? Da. Ok. Da, vom avea mentor Paula Gherghinescu, care se va ocupa de atelierul de astronomie. Deci vă așteptăm, dacă sunteți din zona. Bun, văd că aproape au trecut 2 ore, nu vreau să vă mai țin mai mult. Vă mulțumesc tare mult de prezent în această seară. Să le mulțumim și lui Cristi și Norbi, că te mulțumim frumos de efort și că ne-ați învățat ceva nou în această seară. Vă încurajez așadar pentru profesori să dați mai departe acest material către elevi, pentru elevi să participe la acest hackathon, să devină cercetători pentru o zi. Pentru că, până la urmă, asta facem noi. Asta fac oamenii în cercetare și așa pot să-și dea seama, uite, ce înseamnă să fii cercetător pentru o zi. Cum analizezi datele unui telescop, de ce facem asta, ce vrem să aflăm. De asemenea, ce e important e ca în acest hackathon, partea și de creativitate, de interpretarea rezultatelor, e important asta, am uitat să vă spun. Adică, pe lângă faptul că avem niște rezultate, contează și concluziile. Ce înseamnă rezultatele astea? Precum a spus Cristi acolo, că ce înseamnă că această planetă are o densitate de 0,5 grame pe centimetru cub? Ce înseamnă că este gazoasă? Înseamnă că este ca Pământul? Deci contează, deci se punctează, să spun așa, partea de interpretare a rezultatelor. Că până la urmă, toate rezultatele, să spun așa, o să fie aproximativ aceleași. În sensul că există o sigur set de date, rezultatele o să fie asemănătoare. Dar contează mult interpretarea lor. Vă urez o seară plăcută în continuare și ne revedem aici pe platforma Romanian Science Festival. Care bună!